Salut! Acesta este al doilea vlog în care vorbesc despre remorci, despre trailere, iar astăzi o să lămurim ce greutate maximă ai voie să încarci pe trailer sau pe autoturism și inclusiv ce greutate maximă ai voie să tractezi cu autoturismul. Pentru că în primul vlog am vorbit despre categoria de permis, da? Cât ai voie să tractezi cu B-ul, iar astăzi vorbim strict despre greutate. Cele două vloguri nu sunt în contradicție, pentru că în primul vlog este vorba despre infracțiuni, pentru că dacă nu respecti ceea ce spune acolo este infracțiune, iar în acest vlog vorbim strict despre contravenții. Și dacă acel vlog se referea strict la posesorii de permis de conducere de categoria B, acest vlog se referă la toți posesorii de permis de conducere, indiferent de categorie. Poți să ai BE, CE, nu contează ce categorie de permis ai, tu trebuie să respecti aceste prevederi legale. Am văzut că foarte mulți nu fac diferența între masa totală maximă autorizată și greutatea reală a mașinii sau a trailerului sau a remorcii. Și vreau să știți că tot ce vorbesc eu acum se referă strict la masa totală maximă autorizată, cea care este trecută în carte de identitate a vehiculului sau în certificate de înmatriculare, dar eu vă recomand să uitați în carte de identitate a vehiculului, pentru că acolo scrie detaliat și greutatea lui, și greutatea ansamblului, și greutatea remorcabilă cu sistem de frânare sau fără sistem de frânare, și acolo găsiți toate aceste detalii care trebuie, bineînțeles, respectate. Trebuie să înțelegeți că sunt unele condiții impuse de legiuitor cu privire la permis și unele condiții cu privire la capacitatea autoturismului. Adică sunt situații în care permisul permite să tractezi o remorcă mai grea, dar nu permite autoturismul, și atunci tu trebuie să respecti toate aceste condiții. Sau poate să fie invers, să permită autoturismul să tractezi o remorcă mai grea, dar să nu permită categoria de permis pe care o deții. Așa că toate aceste prevederi trebuie respectate în totalitatea lor, în niciun caz distinct. Acum o să vă dau definiția din legea masei totale maxime autorizate, ca să știți cu toții la ce mă refer. Punctul 18 spune așa: masa totală maximă autorizată reprezintă masa maximă a unui vehicul încărcat declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă. Deci asta înseamnă cât poate să cântărească el maxim încărcat, indiferent că este vehiculul din față sau vehiculul din spate. Pentru că inclusiv remorca este un vehicul, iar remorca agățată la autovehiculul din față formează un ansamblu de vehicule, da? Așa se numesc ele, ansamblu de vehicule. Iar voi trebuie să respectați inclusiv greutatea maximă totală autorizată a ansamblului de vehicule. Acum o să vă dau niște exemple concrete. Am luat 3 modele de cărți de identitate de vehicule, de la autoturism mai mic la autoturism mai mare, până la unul de 3,5 tone, inclusiv autoturismul meu Hyundai X35, și o să vă dau niște exemple și o să vă și pun aici poză ca să înțelegeți cu exactitate ce puteți tracta și cât puteți tracta și cât puteți încărca pe remorcă sau pe trailer. Încep cu un Renault Laguna care are masa totală maximă autorizată de 1980 de kg, din care masa proprie 1425. Aia înseamnă că tu poți să mai pui în autoturism, adică cu cățel, cu purcel, cu copii, cu cărucior, cu tot, diferența de 555 de kg. Atât poți tu să încarci maxim în acel Renault Laguna. Încărcătura sa maximă, chiar dacă tu pui mai puțin, nu contează, atât poți să pui maxim. Cu acest Renault Laguna poți să remorchezi, spune aici cartea sa, maxim 1500 de kg remorcabil cu dispozitiv de frânare și maxim 650 remorcabil fără dispozitiv de frânare. Deci cu Renault Laguna tu nu poți să tractezi acest trailer din spatele meu, care are masa totală maximă autorizată de 1800 de kg, iar masa lui reală este 350 de kg. Dar noi nu vorbim de cât are el gol, 350 de kg, noi vorbim de cât are el masa totală maximă autorizată, trecută în cartea trailerului. Are 1800 de kg. Și atunci, cu Renault Laguna, tu nu poți să tractezi acest trailer, chiar dacă ai BE, CE, dacă ai atestat, indiferent de categoria de permis pe care o deții, nu poți să tractezi acest trailer, indiferent că este gol sau că este plin. Acum trecem la al doilea exemplu, Hyundai X35, autoturismul meu, da? Care are masă totală maximă autorizată 2140 de kg, din care 1600 este greutatea lui, greutatea cât cântărește el gol. Eu n-am voie să încarc mai mult, da?
n-am voie să mă îngraș mai mult, sau eu, sau pasagerii, să punem mai mult, astfel încât greutatea lui totală să nu depășească 2140 de kg. În cazul în care am pus mai mult, înseamnă că am depășit masa totală maximă autorizată și reprezintă contravenție. O să vă spun imediat și cât este sancțiunea. În cartea de identitate a Hyundai-ului meu spune că pot să tractez masa maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare 2000 de kg și fără dispozitiv de frânare 750 de kg. Și acum vă dau exemplu concret cu acest trailer. Autoturismul meu are 2140 masa totală maximă autorizată și permite să tractez un trailer de maxim 2000 masa totală maximă autorizată. Ăsta are 1800. Și atunci, când calculăm 2140 cu 1800, rezultă, sta să calculez, 3940 de kilograme are ansamblu masa totală maximă autorizată. Asta înseamnă că pot să-l conduc cu categoria B, cu curs, adică B96, pentru că ansamblu depășește 3500. Nu pot să-l conduc doar cu B simplu, dar nu este peste 4250. Deci, categoria de permis B cu curs este necesară pentru a putea conduce acest ansamblu, chiar dacă este gol trailerul, nu contează cât pun pe el. Indiferent că este gol, eu trebuie să respect această condiție. Dar aceasta este condiția pentru permis, ca să nu fie infracțiune. Eu trebuie să respect și condiția cerută de masa totală maximă autorizată a trailerului. De exemplu, el are 1800. Eu nu pot să pun pe trailer un bulldozer sau un autovehicul care are greutate de 3 tone jumate, pentru că am depășit masa totală maximă autorizată. Și fapta nu reprezintă infracțiune, pentru că masa totală maximă autorizată a trailerului se încadrează în categoria de permis B96 dacă ai, sau BE sau CE dacă ai, de exemplu, dar în schimb dacă ai depășit masa totală maximă autorizată, este contravenție și n-ai voie să pui mai mult decât scrie în carte. Acum vă dau al treilea exemplu, e vorba despre o autoutilitară de 3,5 tone, Volkswagen LT46. Are masa totală maximă autorizată 3500 de kg, din care greutatea sa proprie este 2542 de kg. Asta înseamnă că cu tot cu încărcătură, el n-are voie să depășească 3500, adică tu poți să mai pui încărcătură pasager sau marfă de maxim 958 și scrie în carte, o să vedeți că o să vă pun poză, maxim 958 în interior. La fel cum scrie și aici că poți să tractezi, dar să remorchezi cu dispozitiv de frânare maxim 2000 de kg, masă totală maxim autorizată, iar fără dispozitiv de frânare maxim 750 kilograme să aibă trailerul sau remorca. Și acum revin la exemplul nostru concret, acest trailer de 1800 de kg, masa totală maximă autorizată, indiferent că este gol sau că este plin, îl poți tracta cu acest Volkswagen LT, dar nu îl poți încărca mai mult de 1800 de kg atât cât permite trailerul. Același exemplu ca și mai înainte, nu poți să pui un bulldozer pe el. Doar că trebuie să ții cont de faptul că autovehicul trecător are MTMA, o să-i spun, ca să masa totală maximă autorizată, pe scurt, ca să nu mă tot repet, dar MTMA are 3500 și cu 1800 aici avem 5300, ceea ce înseamnă că a depășit 4250 și nu mai poți cu B-ul, trebuie cel puțin BE. Chiar dacă vehicul trecător permite să tractezi un astfel de trailer, indiferent că este gol sau încărcat, nu permite permisul. Revenim la vlogul anterior, nu permite permisul și atunci nu poți să-l tractezi. Ai nevoie de cel puțin BE. Bun, și acum haideți să vedem ce se întâmplă în cazul în care depășim masa totală maximă autorizată a vehiculului sau ansamblului de vehicule. Cum am spus mai înainte, revin la autoturismul meu și la trailer. Dacă spune că pe trailer trebuie să pun maxim, cu tot cu greutatea lui, el are 350 și cu încărcătura n-are voie să depășească 1800 de kg. În cazul în care am pus o încărcătură, indiferent că sunt bolțare sau că sunt lemne sau că pui un autoturism sau că pui, nu știu, un utilaj agricol sau orice vrei tu, dacă depășește greutatea lui, deci greutatea proprie și cu încărcătura 1800 de kg, este contravenție care se sancționează cu cel puțin amendă 1305 lei, prevăzută de articolul 147.2, care spune așa că conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat să circule numai pe sectoarele de drum pe care este permis accesul și să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehicule conduse. Deci,
ești obligat să respecti masele totale maxime autorizate. Fapta este sancționată pentru cei interesați sau pentru polițiști, dacă nu știu unde să încadreze sancțiunea contravențională, de articolul 102 alineatul 1.24, nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor. Deci în cazul în care depășești masa totală maximă autorizată, inclusiv greutatea proprie, inclusiv greutatea remorcabilă, cu sistem de frânare sau fără sistem de frânare, dacă nu respecti acele condiții prevăzute clar în cartea de identitate a vehiculului trăgător și a remorcii, atunci fapta ta reprezintă contravenție și riști o amendă de 1.305 lei, cel puțin, cum am spus mai înainte. Dar, ca să mă fac încă o dată înțeles, trebuie să respectați atât ce scrie în carte, cât și condițiile prevăzute de lege pentru categoria de permis pe care o dețineți. Sper că m-am făcut înțeles, sper că nu vor fi probleme în viitor și să înțelegeți cu toții că trebuie să studiați atent atunci când conduceți un autovehicul sau când tractați o remorcă sau un trailer, așa încât să respectați masa totală maximă autorizată, să nu riscați să fiți sancționați contravențional sau mai grav să vi se întocmească un dosar penal. Sper că m-am făcut înțeles. Dacă mai aveți alte nelămuriri, vă rog să mi le scrieți în comentarii. Și nu uitați că eu postez în fiecare luni și în fiecare vineri. Le mulțumesc celor de la Robert Auto House din localitatea Borș, care mi-au pus la dispoziție parcul lor și trailerul pentru a putea înregistra aceste vloguri. Iar dacă n-ați văzut vlogul anterior în care spun ce remorcă puteți tracta cu categoria B sau în cazul în care aveți curs B96, aveți aici link. Până data viitoare, fiți de bună credință! Tocmai am activat butonul de join sau alăturete în limba română, care arată așa. Dacă și tu consideri că ai primit de pe canalul meu de YouTube cel puțin o informație utilă care te-a ajutat să scapi de o eventuală amendă sau de niște drumuri la poliție, ori în cazul în care dorești să te faci polițist sau urmezi o carieră în MEAI, te-a ajutat să poți să faci cea mai bună alegere, poți să activezi acest buton. Așa îți poți arăta recunoștința față de munca mea, poți să intri în comunitatea mea și în cercul meu restrâns de prieteni, beneficiind astfel de mai multe informații și de mai multe discuții în privat cu mine. Așadar, dacă te-ai hotărât să susții acest canal și să faci o asemenea donație, înseamnă că ești om de bună credință și îți mulțumesc pe această